În porturile de la malul Mării se aflau în această dimineață 22 de nave fără operațiuni portuare. 17 dintre acestea erau în portul Constanța, 3 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări, marți erau 11 nave, 8 pentru portul Constanța și 3 pentru portul Midia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 7 octombrie 56 de nave erau sub operare, 52 se aflau în portul Constanța și 4 în portul Midia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau marți dimineață 29 de nave. Dintre acestea, 21 așteptau pentru operare, iar 7 nu aveau operațiuni portuare. În ceea ce privește traficul fluvial în portul Constanța, se aflau 49 de remorchiere și împingătoare de linie. Vorbim de 20 de nave străine și 29 de nave românești.